Da, un meci, hai că din respect pentru postul de reprezentant. Un meci cu două reprize diametral opuse. Prima repriză, niște greșeli copilărești ca la mini fotbal. Luăm gol din corner, luăm gol ca la antrenament cu călcâiul, 2-0. A doua repriză, nu știu, probabil ați văzut și voi, avem penalti. Arcada Spartă, o să vină Matei, să vedem. Arcada Spartă nu s-a dat niciun platul așa, de 9 de așa pe galben. Nu contează. Acum, asta e diferența de valoare. Astra o echipă care este în cupele europene, o echipă care joacă de mult timp împreună. Asta este. Noi facem niște greșeli copilărești, așa? Cu Dinamo greșeli copilărești, cădem din picioare, acum luăm gol. N-am pomenit nici la junior. Dacă te duci la mini-fotbal, nu vezi gol din corner. Noi luăm gol din corner. Asta e, 2-0, se închide meciul minutul 10. La doua repriză, avem bară, avem penalti, avem... Asta e viața, ce să... Altă bombă, altă dorință. A doua repriză am schimbat puțin, am jucat și cu doi atacanți. Dar asta e, ce să facem. Sperați să aveți un arbitraj mai bun în următorul meci cu Oțelul Galați? Nu neapărat, dar vreau să-l chemați pe Maftei și să-l vedeți tăiată toată arcada. Nu se poate, oriunde în lumea asta se spune că în momentul de față, dacă este sânge, se dă cartonaj roșu. Bă, n-am pretenția să-i dai roșu, dar dă-i galben. La mine au fost 3-4 atacuri, la toate au dat galben. Ei, nu se poate așa să arbitrezi cu o anumită balanță. Ok, nu spun că am pierdut meciul din cauza arbitrajului, dar la nivelul unui meci din asta te influențează. Dar la noi nu trebuie să vorbesc decât eu. Eu sunt antrenor, eu sunt manager, eu sunt președinte, eu sunt grijitor de teren. Mulțumesc, domnule Șumudică. Roxana revin de îndată cu un alt invitat.